Noi stenograme incendiare în ancheta preotului Visarion Alexa, acuzat de agresiune sexuală, încă o presupusă victimă acestuia a decis să rupă tăcerea. A publicat mesaje care demonstrează că preotul o hărțuia constant. Și mai grav este că în unul dintre mesaje preotul îi scrie victimei că, citez, o știe de mică pentru că a crescut sub ochii lui. Sunt una dintre victime, una care a mai găsit resurse să lupte. Vă rog să publicați aceste mesaje ca să se vadă modul în care acționa părintele Visarion, că nu victima îi făcea avansuri. 2 luni m-a asaltat cu mesaje, 2 luni în care am căzut psihic cumplit. Am mers la biserică să vorbim în urma insistențelor din mesaje și m-a sărutat în colțul gurii, fără voia mea. Am înlemnit, m-am adunat și nu am mai călcat pe acolo. I-am arătat mesajele fostului purtător de cuvânt al mitropoliei. Se întâmpla acum 5-6 ani, dar le-a ignorat. Vreau să spun că insista până victima ceda și nu invers. Într-o zi te vei trezi și vei realiza că nu mai e timp să faci ce ți-ai dorit. Fă ceea ce îți dorești acum. Tare puțin mai prețuit. Eu încă te aștept să vorbim. Tare m-aș bucura. Nu înțeleg de ce te-ai supărat atât de radical. Te rog, iartă-mă și hai să vorbim. Sincer, nu știu dacă să vă răspund sau nu. De ce mai scrieți dacă vedeți că nu răspund? Cum v-ați așteptat să reacționez la tot ce a zis? Păcat că nu mă cunoașteți destul de bine. Ești bine? Astăzi nu te-am văzut, sper că ești bine. Oare te-a supărat felul meu atent de a mă purta cu tine? Sper că nu. Chiar mi-aș dori să vorbim când poți. Uite, și acum mă gândesc la tine și tu taci. Dar eu te port în suflet ca pe un diamant de mare preț. Nu tac, doar că nici nu aș ști ce să vă zic. Aș vrea să-mi zici ce simți, să-mi spui dacă te tulbur. Dacă da, eu tac, dar nu știu cum să spun că tare mi-e dor de tine și iar mi-e teamă că taci și fugi. Uneori da, mă tulburați și nu aș vrea să fug. Nu e asta intenția mea. Of. Așa e, eu nu vreau să dispar, aș vrea să te văd săptămâna aceasta, dar tu dispari așa de mult timp și apoi taci tare mult și nu mai pot de dorul tău. Uneori aș vrea să vin la tine doar să te văd. Te știu de când erai foarte mică, acum ai crescut sub ochii mei. Și tu nu înțelegi cât de mult ai intrat în inima mea, tare mult, te rog să nu fugi. Tu nu înțelegi că sunt ca plastelina în mâinile tale? Zile întregi mă gândesc la tine, doar mă gândesc, nu scriu că nu vreau să te tulbur, dar tare mult aș vrea să te văd. De asta tac. Aș vrea să înțelegi că nu-ți fac niciun rău. Doar vreau să te văd, să te aud, să știu că ești. Îmi hrănești sufletul. Nu mi se pare în regulă ceea ce îmi spuneți. Așa te-am lipit de inima mea și face orice să nu fugi, să nu te sperii. Of, te rog, știu că nu ți se pare. Să știi că țin la tine ca la sufletul meu. Sper să nu fugi, sper din toată inima. O să tac și o să aștept, liniștit și cu minte, cu tine în inimă. Aș vrea să-ți vorbesc, față către față. Te rog, nu te-am văzut de mult. O să trec săptămâna asta să vorbim. Fără supărare? Nu am de ce să fiu supărată. Nici rece? Aș vrea să înțelegi că ești în inima mea. Să nu mă cerți. Nu știu cum să spun și cum să mă port. Mi-e tare, tare dor de tine. Aș face orice, îmi ceri. Iertare, tare te iubesc. N-ar trebui, știu. Dar mi-e tare dor de tine. Iertare. Te rog să nu mă las să te aștept. Te voi aștepta în fiecare zi, toată săptămână. Iartă-mi cuvintele sincere. Noapte binecuvântată.